Mai pe scurt, te uiți în fiecare seară la știri și ți se face rău. Medici acuzați de moartea unui copil, minore violate la Telenești, dolarul și euro au atins un nivel record. În anul 2014, prețurile au crescut cu aproape 5%. Benzina s-a ieftinit cu doar 40 de bănuți. Moldova a mai pierdut un dosar sau chiar două la CEDO. Bun, și printre toate aceste lucruri vesele, găsim și această știre. Au avut loc negocieri între partidele pro-europene și comuniști. Se negociază formarea puterii pe două fronturi. Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat au demarat tratativele cu Partidul Comuniștilor. Nu înainte de a acuza însă pe liberali de faptul că ar fi înaintat condiții inacceptabile pentru formarea unei coaliții de guvernare. CRM-ul a acceptat fără ezitare invitația la discuții. Câte crime, câte furturi, câte fără de legi s-au întâmplat în aceste peste 40 de zile de când clienții ăștia negociază, iar lor nu pare să le pese de nimic. Continuă negocierile. S-au săturat să negocieze cu Ghimpu, s-au mutat la comuniști. Adică dimineața s-au întâlnit cu comuniști, iar seara din nou cu Ghimpu. După care iar se vor mai întâlni cu comuniștii și apoi încă o dată cu Ghimpu. Ei au timp, ei nu se grăbesc nicăieri. Și încățați că umblatul ăsta de la Ghimpu la Voronin și invers, el nu este de fapt ceea ce este. Filat și Lupu, Cică, merg la Voronin nu de atâta că vor tare să facă alianță cu comuniștii, dar ca să-l sperie pe Ghimpu și el să accepte toate condițiile lor. Și Voronin parcă știe de asta și el joacă cu minte rolul sperietoarei lui Ghimpu. Neapărat trebuie să extindem formatul discuțiilor politice, având în vedere discuții și cu alte formațiuni politice sănătoase, pentru a găsi formula de compromis care ar permite odată și odată și formarea unei majorități parlamentare. Și credem și noi că ar trebui să începem să dialogăm și cu cei din Partidul Comuniștilor. Vedeți care e situația? Noi ne facem griji pentru tot ce se întâmplă urât în țara asta și tot ce vedem la știri, dar ei se joacă de vața ascunsele. Adică pe noi ne doare mai mult ceea ce se întâmplă în țară decât îi doare pe ei. Și stați că nu am uitat ce au în spate acești clienți care poartă tratativele. Ei nu ar trebui să le poarte. Ei au furat dreptul acesta de a negocia și de a veni din nou la putere. Ei au de răspuns pentru crime grave. Uite, eu stau și mă întreb, să zicem că până la urmă fac ei cânicănește o alianță, fie cu Ghimpu, fie cu Voronin, fie cu ăștia amândoi. Deci Filat semnează acordul de constituire a alianței, după care același Filat ar trebui să răspundă pentru miliardele furate de la Banca de Economie. Până și colegul său de partid, Iurie Leanc, a zis că el va chema audit străin să investigheze cazul Băncii de Economie și că el, între a fi prim-ministru și a desfășura o anchetă obiectivă, preferă ancheta, nu prim-ministru. Și deci Filat, care va semna acum acordul, va fi anchetat de experții străini, va fi găsit vinovat și atunci ce valoare va mai avea semnătura lui pe acordul de asociere? Și cât de legitimă va mai fi noua alianță dacă a fost creată de un corupt? Sau trebuie să ne așteptăm că și chestia asta cu învinuirile la adresa lui Filat pe tema Băncii de Economie sunt o joacă pusă la cale de Plahotniuc pentru a-l face pe Filat să accepte tot ce vrea Plahotniuc. Și că, dacă va accepta, odată cu crearea alianței, gata, de scandalul cu Banca de Economie se va uita, Leanca va uita, iar Plahotniuc va închide dosarul. Mai pe scurt, mă uit că Filat a devenit în ultimul timp parcă un fel de frate siamez al lui Lupu. Sunt peste tot împreună și ce spune Lupu, Filat repetă ca papagalu.